Bine v-am regăsit! La mulți ani cu sănătate din plin! Îmi doresc să avem un 2021 complet din toate punctele de vedere. Am mai trecut un an prin noi, vorba cântecului pe versurile lui Ioan Gheorghe Pascu, sau am trecut noi prin acest 2020, care nu va fi șters ușor din memoria colectivă și iată-ne la un nou început de an. Uitându-mă la 2020, eu aleg și vă propun să privim partea plină a paharului. Să fim conștienți că modul în care gândim și acționăm atrage în viețile noastre întâmplările corespunzătoare. Sau altfel spus, ce dai, aia primești. Sau cum îți așterni, așa dormi. Prin urmare, dacă suntem conștienți că ne putem influența drumurile vieții, haideți să o facem începând cu aceste prime zile. Anul 2020 a trecut deja. A cărui istorie o cunoaștem cu toții, a avut și părțile lui bune. Prima reacție generală este că a fost un an catastrofal. Însă, dacă ne vom uita mai atent, vom găsi cel puțin câteva elemente care au fost pozitive. Să le identificăm și să le păstrăm în anul ce vine. Apoi să adăugăm acestora bunele anului 2021. Ca de fiecare dată, ne facem planuri, speranțele sunt mari pentru anul ce vine. Să ne îngrijim de imunitatea noastră, atât fizică cât și psihică. Să nu lăsăm fricile să ne copleșească. Să găsim acele informații echilibrate care ne vor ajuta să ne protejăm, însă fără a ne transforma în fataliști. Să căutăm în continuare sensul vieții noastre și să o trăim pe deplin, fără să amânăm a trăi până ce un eveniment din afara noastră se va produce. Fiecare clipă care trece nu se mai întoarce. Este important să trăim asumat, având în vedere că binele nostru trebuie să atragă și binele celor care fac parte din comunitățile noastre. Avem nevoie de un bine pentru toți și mai mult ca niciodată nu ar trebui să ne bazăm binele nostru pe răul celorlalți. Sau prin binele nostru să le provocăm celorlalți răul. Deciziile privind comportamentele și atitudinile noastre nu pot ignora efectele acestora asupra celor din jurul nostru. Solidaritatea este necesară mai mult poate ca oricând. Mi-aș dori să întâlnim solidaritatea mai des și mai concret în spațiul public. Să avem prilejul să primim cât mai multe vești bune, sau măcar clare, poate chiar stabile și predictibile. Avem un nou parlament și mă aștept să lase deoparte demagogia din campania electorală și să primeze faptele asupra vorbelor. Să fim plăcut surprinși de faptele aleșilor și să uităm de sloganuri rostogolite astăzi prea ușor prin rețelele de socializare. În acest sens, amintam la sfârșitul anului trecut de o modificare a codului fiscal făcută pe final de an, care extindea termenul de la 3 la 5 ani pentru reevaluarea clădirilor deținute de persoanele juridice. Bineînțeles, vestea a luat pe nepregătite pe cei afectați de această modificare, punând sub semnul întrebării bugete și contracte aflate în desfășurare. Apoi, între sărbători, pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a apărut un tabel care prezenta datele de intrare în vigoare a unor articole din legea 296/2020, inclusiv cel pe tema menționată mai devreme. Conform documentului, această modificare va intra în vigoare din 1 iulie 2021. Altfel spus, se va aplica impozitării clădirilor începând cu 2022. Este această modificare finală? Mai pot apărea și alte interpretări tot oficiale? Mi-e teamă că da. Solidaritatea din spațiul public presupune un respect reciproc între contribuabili, companii și autorități, mai ales când vine vorba despre legiferare. Astfel de bâșbâiel nu ajută nimănui, ci dimpotrivă. Până una alta, regula astăzi, 5 ianuarie 2021, este că articolul se va aplica din anul 2022. Dar știe toată lumea acest lucru? Au ținut pasul cu aceste schimbări bruște toate părțile? Cum anume s-a asigurat legiuitorul că primăriile, evaluatorii și contribuabilii sunt la curent cu evoluția permanentă a subiectului? În cazul persoanelor juridice, soluția bună, în opinia mea, este depunerea rapoartelor de evaluare în 2021, dacă ultima evaluare a fost depusă în trimestrul 1 din 2018. Astfel vor evita o cotă majorată de impozitare bazată pe o interpretare individuală a legii și neaplicată unitar în toate unitățile administrativ-teritoriale. Am atins acest subiect
pentru actualizarea informațiilor prezentate la finalul anului trecut, dar și pentru a exemplifica un mod de lucru pe care ni-l dorim de domeniul trecutului în 2021. Legile să fie clare, transparente și înțelese unitar de către toți cei implicați. Legile să fie create printr-o atentă analiză a efectelor și prin consultare cu cei direct implicați în acel domeniu. Să ne asigurăm că ideile bune sunt transpuse corespunzător în lege și că fiecare modificare simplifică și ajută cu adevărat în practică. Altfel spus, să punem faptele deasupra vorbelor. Să avem deci un 2021 în care siguranța, reperele sănătoase și de încredere să fie cât mai prezente în viețile noastre. Ne oprim aici pentru astăzi. Săptămâna viitoare revenim cu noi subiecte veridice. Până atunci, ținem legătura pe pagina noastră de Facebook și în aplicația mobilă Adrian Vascu din Google Play și Apple Store. Vă doresc multă sănătate!